Ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla mai multe despre Ana Teodora Anuțoiu, fata cu voce de aur care a câștigat trofeul la Festivalul Național de Folclor Mamaia Copiilor. Haideți să o cunoaștem pe Ana! Are doar 14 ani și își dorește să ajungă una dintre cele mai bune dirijoare de orchestră din lume. Deocamdată este elevă în clasa 8-a. Ana Teodora Anuțoiu studiază pianul la Liceul de Artă din Deva. De asemenea, colaborează cu ansamblul profesionist Drăgan Muntean și cu taraful Românașul și cântă muzică populară. Participă la diferite festivaluri și concursuri atât de folclor cât și de pian. Și de fiecare dată aduce acasă premii importante. Am început să cânt parcă de pe la 5 ani, 6 ani, când eram la grădiniță și când făceam sărbările, le făceam pe temă folclorică. Pentru a impresiona părinții cu talentul nostru, bine, cei care puteam să ne arătăm talentul în diferite moduri și prin tradițiile românești. Atunci am început, deși nu-mi prea plăcea atunci, nu mă prea atragea muzica populară, dar am zis ok, sunt copil, trebuie să-mi ascult părinții, trebuie să-mi ascult educatoarea, nu am de ales, trebuie să fac ceea ce spun ele, dar cu timpul le-a ajuns să-mi placă foarte mult și este ceva de care nu pot trăi, la fel ca și pianul. Sunt cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat vreodată. Pianul l-am descoperit în clasa 1, când am venit la Liceul de Arte, dar am avut o atragere către instrumentul pian, tot așa, de pe la 5-6 ani, când auzeam o melodie, mă făceam că eu cânt la pian pe masă și dădeam degete și așa de mult îmi plăcea și mă simțeam ca un artist în timpul unui spectacol. Iar de atunci părinții mei, văzând, au încercat și m-au dus să mă testeze la Școala Populară de Artă, unde am fost tot așa testată și vocal și până la urmă și la pian. Am fost pusă să cânt câteva note la pian, chiar dacă nu le știam pe atunci. Și mi s-a spus, li s-a spus părinților mei că nu sunt de Școala Populară de Artă, pentru că eu sunt de Liceul de Arte, care mă va ajuta și mai mult. Și așa am ajuns să fiu la Liceul de Arte, unde apoi părinții mei au contactat-o pe doamna Mariana Onțanu, care este și profesoara mea de pian și mă ajută foarte mult, mereu. Cum e instrumentul acesta? E un instrument destul de greu, am înțeles. Da, este un instrument foarte greu, la fel ca și celelalte instrumente, pentru că totul necesită seriozitate din partea elevului și ascultare pentru profesor, să asculte profesorul, să-l înțeleagă și să facă întocmai ceea ce spune el, să nu greșească și din prima să încerce să învețe cât mai corect, pentru ca pe viitor să nu-i fie mai greu. Ce trebuie să știi ca să poți să cânți la pian?
Pentru a cânta la pian trebuie să știi notele, nuanțele, duratele, tot ceea ce îți cere o partitură. Să știi aceste lucruri care se învață începând din clasa 1 până în prezent. Ție ce-ți place mai mult, folclorul sau pianul? Nu pot să aleg una din două, pentru că pe amândouă le fac cu foarte mult drag. Iubesc să cânt vocal, muzică populară, muzică ușoară, chiar câteodată și muzică rock cu tata acasă. Și la fel pianul, nu pot trăi fără el, chiar dacă sunt acasă și nu cânt muzică clasică, nu cânt piesele de la pian, pentru a mă relaxa cânt diferite piese compuse de mine sau piese pe care le aud pe la televizor și îmi plac foarte mult și încerc să le deslușesc, să fac o partitură, să scot o variantă cât mai bună. Deci tu și compui. Da, compun pe bucățele, când aud ceva sau îmi place ceva, în timp ce cânt și le modific și vreau să sune așa cum îmi place mie, iau așa câte o bucățică, de asta am întotdeauna un pian, un caiet pe pian, în care scrie compoziții făcute de mine și până la urmă au ajuns să fie și piese legate una de alta. Ai cântat și pe scenă vreuna dintre compozițiile tale? Nu am apucat, deoarece am perseverat mai mult pe tema folclor vocal și pe pian. Nu am cântat, de asta muzică ușoară nu cânt foarte des, foarte rar cânt muzică ușoară. Ca să obțină performanță, Ana se pregătește din greu. Ore întregi de repetiții în fiecare zi. Cât de mult te pregătești tu zilnic? În general, la pian, studiez cam 2 ore până la 3 ore pe zi, pentru că trebuie foarte mult studiu dacă vrei să ajungi undeva sus, dacă vrei să ajungi la performanță. De asta, din clasa 1 mă străduiesc să ajung cineva la pian și să nu dau cu piciorul la tot ceea ce am construit până acum. Dragostea Anei pentru muzică este moștenită de la tatăl său. Tatăl meu, care a făcut și el 10 ani de vioară în cadrul liceului de arte, este foarte talentat și îmi pare foarte rău că nu vrea să reînceapă să cânte la vioară, pentru că m-ar putea ajuta foarte mult și la pian, chiar dacă a studiat vioara, m-ar putea ajuta și la pian și la folclor. Nu spun că tatăl meu nu mă ajută, dar m-ar putea ajuta și mai mult decât mă ajută la acest moment. Oricum, le mulțumesc părinților, profesorilor și tuturor celor care mă sprijină și mă ajută mereu. Tu nu ai încercat vioara? Am încercat, de asta întotdeauna când văd vioara, care este foarte veche, a fost a bunicului său, întotdeauna, ia mâna de pe vioară, nu mai cânta la vioară, că tu nu știi să cânti, nu cânti bine. Ne-am zis, tată, te rog frumos, ajută-mă, învață-mă, te rog, măcar vara sau în vacanță, învață-mă și pe mine notele, ce e așa de greu? Vioara e foarte grea, nu te pot învăța, pentru că necesită foarte mult timp și aici are dreptate, necesită foarte mult timp și dăruire din partea mea. Chiar mi-am dorit să învăț și vioara, dar momentan trebuie să rămân pe pian, să învăț de școală, să învăț de examene și de tot ceea ce este la acest moment. Apoi voi avea timp să le fac și pe celelalte. Nici mama Anei nu este lipsită de talent în ceea ce privește muzica. Mama este de profesie contabil, dar are o ureche foarte bună. Întotdeauna când învăț câte o melodie nouă, mai ales la doine, când învăț câte o doină și încerc să o cânt apoi, normal că nu voi reuși întotdeauna să o cânt din prima perfect, pentru că nimeni nu e perfect până la urmă. Dar ea aude întotdeauna fiecare greșeală. Nu știu, deci are o ureche foarte bună. Chiar dacă ea nu poate reda cu vocea ceea ce aude, aude în rest toate greșelile, de la orice melodie, orice sunet, oricât de mic ar fi ca intensitate. Unul dintre oamenii care au îndrumat-o pe Ana încă de mică în domeniul muzicii este profesoara Mariana Onțanu Crăciun. Când Teodora a început școala în clasa 1, părinții ei s-au gândit să o aducă la liceul de arte pentru ca să facă pian
Și m-au căutat pe mine deoarece tatăl Teodorei a fost coleg de liceu cu mine. Tatăl Teodorei a fost și el elev al acestui liceu, a studiat vioara. Și cunoscându-mă, au luat legătura cu mine. Ca orice alt elev care urmează să fie testat înainte de a începe orele de instrument, normal că am testat-o și pe Teodora și am remarcat talentul ei încă de atunci, ureche muzicală foarte bună și o voce deosebită ieșită din comun. Motiv pentru care, după ce am testat-o pentru pian, am trimis-o imediat și domnului director de mea, Ovidiu, director adjunct, care se ocupă de taraful liceului și l-am rugat să o îndrume pe linia folclorică, pe muzică vocală tradițională. Care și el a fost impresionat de talentul ei. În mod normal, sigur că a fost impresionat, pentru că din clasa 1 Ana a fost selectată pentru a participa la spectacolele acestui ansamblu folcloric și de acolo a urmat o evoluție foarte frumoasă și pe linia aceasta. Cum a evoluat în timp Teodora, de atunci din clasa 1 și până astăzi, în clasa 8-a? Teodora a evoluat bine, în primul rând, datorită talentului ei. Deși a avut o activitate foarte bogată și încărcată pe linie folclorică, noi ne-am străduit să ținem pasul și cu orele de instrument și cu participările la competiții pianistice. Și la început a participat la concursurile organizate în DEVA, concursul internațional Sigismund Toduță. În clasa a treia am înscris-o la un concurs din Franța, Concours Musical de France, care se ține în regiunea pariziană. La acest concurs te înscrii doar dacă treci de etapa eliminatorie, aceasta însemnând vizionarea unor înregistrări trimise pe DVD. A trecut etapa și la Paris, în finală, a obținut a doua medalie la categoria ei. Asta când se întâmpla? În anul 2011. Acesta e primul premiu mare pe care l-a obținut? Acesta este primul premiu internațional și la alte concursuri pianistice în străinătate nu am mai participat, nu ne-am mai înscris, deoarece totul revine pe cheltuiala părinților, a elevilor, nu găsim finanțare pentru așa ceva. Concursurile finanțate în România sunt cele organizate de Ministerul Educației și în rest totul este pe cheltuiala participanților. Și au fost ani grei în care nu ne-am mai putut aduna pentru a face și acest lucru, dar a continuat să participe în țară aproape în fiecare an și recent a participat la un festival internațional care se ține la Simeria, Ecofest Junior. În cadrul acestui festival există concursul Trăistuța cu Talente și, deși se ține la Simeria, este totuși un festival internațional cu participarea unor țări ca Italia, Serbia, Ungaria și altele și vin elevi din toată țara la toate categoriile acestui festival. El este introdus în calendarul activităților educative naționale și este de mulți ani acest festival. Am participat la pian și la folclor și la pian a reușit să obțină trofeul categoriei la muzică instrumentală. Întâmplarea, sau poate nu chiar întâmplarea, a fost că prin participarea unei delegații din Italia, în jurul acestui festival s-a aflat și un domn pe nume Mariano Navetta, care are o casă de discuri în Italia și organizează foarte multe evenimente, care a remarcat-o pe Ana pentru, citez, modul în care din primul moment a pășit pe scenă, mi-am dat seama că am de-a face cu un artist și am urmărit-o cu foarte multă atenție și cum cântă și cum salută și cum părăsește scena și am fost profund impresionat, motiv pentru care m-am gândit să o invit într-una din galele concursurilor pe care le organizez. Și astfel, în această toamnă,
am fost împreună cu Ana la gala concursului Il Canzone, un concurs care se află la prima ediție, cu elevi din Italia care cântă muzică ușoară. Și în etapa finală a concursului, care s-a suprapus cu gala, a participat și Ana cu două momente. Primul a fost un microrecital pianistic și al doilea, bineînțeles, ne-am gândit să prezinte și muzică vocală tradițională românească, muzică foarte frumoasă și care prinde în rândurile oricărui public din orice țară, pentru că știm foarte bine, muzica noastră este superbă. În ceea ce privește muzica populară, Ana este îndrumată de către profesorii Bianca Iacoboni și Ovidiu Demea. Ana Teodora Anuțu este eleva noastră din clasa 1-a. Bineînțeles, a optat pentru instrumentul pian și, paralel, la îndrumarea doamnei profesoare Onțanu Mariana, a trimis-o și la mine, la Orchestra Populară Românașul, unde a zis că ea vrea să cânte și folclor. Am ascultat-o, bineînțeles, și am rămas impresionat de calitățile ei vocale. De atunci este membră activă, permanentă, a ansamblului. Ne mândrim cu ea faptul că a cucerit foarte multe trofee, a participat la foarte multe festivaluri și concursuri, atât în țară cât și în străinătate. Și eu personal mă mândresc cu ea și ne reprezintă cu cinste liceul. Cum o vedeți pe viitor? Credeți că va avea un viitor în muzică? Eu sunt convins că va avea un viitor în muzică, deoarece pentru asta a optat. Și fiind din clasa 1-a la noi, acum este elevă în clasa 8-a, așteaptă testele naționale, dar sunt convins că le va trece cu brio și va veni în continuare la liceul nostru, ceea ce este un lucru bun, se va perfecționa în continuare atât la pian cât și la voce și sunt convins că va ajunge un artist. Fiindcă, vreau să vă spun, un artist este complet atunci când cântă și la un instrument, când poate recita și o poezie, când cântă vocal, deci atunci este un artist cu adevărat. Ana a trăit la Mamaia Copiilor una dintre cele mai frumoase experiențe de concurs de până acum. Cum a fost la Mamaia Copiilor? La Mamaia Copiilor a fost o experiență inedită, experiență extraordinară. Copii foarte talentați din toate zonele, deci foarte mulți copii cu profesori, mai ales copii foarte talentați de la Nextar au fost, la mine la grup au fost foarte mulți copii de la Nextar. Când i-am văzut pe ei pe listă, am zis ok, clar, pe mine nici mențiune nu scrie, cine știe ce o să se mai întâmple. Dar eu, până la urmă, am participat cu mândrie că reprezint județul Hunedoara și am încercat să am o reprezentație cât mai bună, cât mai corectă, cât mai frumoasă pentru a impresiona juriul, din care a făcut parte și doamna Elize Stan, președinte al juriului, și alți interpreți de folclor. Și cum ai reacționat când ai auzit că ai câștigat trofeul? Când am auzit că câștigătoarea trofeului este Anuțo Ioana Teodora, prima oară nu mi-a venit să cred, nu știam, să mă ridic pe scaun, să nu mă ridic, nu știam dacă sunt eu, nu realizasem pe moment ceea ce am auzit, ceea ce se întâmpla. Și am fost foarte fericită. Când mi-a spus doamna Elize Stan că mie mi-a dat singurul 10 din concurs, am rămas uimită și am început să plâng de fericire, pentru că cineva ca doamna Elize Stan să-ți spună că ți-a dat singurul 10 din concurs este mare lucru și încă mă bucur și sunt mândră și încerc să mă mențin la fel de bună ca și până acum. Dorești să continui pe pian sau pe folclor? Eu, bineînțeles, din clasa 9 mă voi duce pe pian principal. Nu voi da cu piciorul nici la cariera mea folclorică, dar probabil mă voi duce pe instrument, pe pian. Voi încerca să studiez și mai mult decât studiez acum, să devin și mai bună în ceea ce fac. Voi încerca, poate reușesc să prind vreo bursă pe dincolo. Nu știu, deci aș vrea să ajung cineva, să ajung una dintre cele mai mari pianiste din țară sau de pe glob, aș putea spune. Încă nu mă pot pronunța. Nu știu ce voi face în continuare. Deci
asta e clar că din clasa nouă voi merge pe pian principal. Toate rezultatele Anei se datorează talentului, dar în aceeași măsură și muncii depuse. Cât de important este să participi la astfel de festivaluri și să vii acasă cu premii? Participarea este foarte importantă, în primul rând, datorită faptului că te pregătești. Pregătindu-te pentru aceste participări, progresezi și devii din ce în ce mai bun. Bineînțeles că dacă munca este și răsplătită pe măsură, cu astfel de rezultate, te simți la momentul respectiv împlinit și te gândești mai departe și că continui să evoluezi în acest fel. Ce înseamnă munca asta continuă? De exemplu, Teodora, cât de mult se pregătește? La instrument se pregătește atât cât poate, bineînțeles că ar fi bine să se pregătească mai mult, însă fiind un copil foarte ocupat cu activități legate de aparițiile scenice, încearcă să se descurce. Eu știu zilnic cât reușește să studieze, 2 ore, ar trebui mai mult. Doar în timpul orelor de curs sau după? Nu. La instrument, ca și la, de exemplu, la o disciplină sportivă, trebuie să te antrenezi zilnic, pentru că altfel îți pierzi abilitățile. Doar orele de instrument de la școală cu profesorul nu sunt suficiente. Vine și munca individuală care îți creează deprinderi, reflexe, care te ajută într-o apariție scenică, altfel, dacă nu ești suficient pregătit din spate, pe scenă intervin emoțiile și astfel apar greșelile, blocajele și nesiguranța. Ce contează mai mult, munca continuă sau talentul? Contează amândouă în egală măsură. Deci întotdeauna un talent trebuie dublat de o muncă și totodată, dacă muncești suficient sau chiar foarte mult, dacă nu există și o fărâmă de talent, din nou, nu prea iasă bine lucrurile. Deci aceste două lucruri trebuie să se îmbine. Ca atare, dacă un copil este talentat, este păcat să nu muncească să-și fructifice talentul. Ca și elev, ca și copil, ca și om, cum este Teodora? Ca și copil, ca și om, este extraordinar de generoasă, de spontană, de vorbăreață, de simpatică. Are un suflet foarte bun, este o colegă foarte bună, este un suflet sensibil. Iar ca și elev? Ca și elev, este un elev foarte talentat, de la care aștepți foarte multe. Nu întotdeauna e chiar 100% realizat, dar mereu am speranțe că vine și acel moment în care e mai sigură pe ea. Îmi place să lucrez cu ea, este muzicală, este receptivă, este, are imaginație, putem discuta frumos în timpul orelor despre piese, îi cânt și eu multe, alegem împreună. Întotdeauna e bucuroasă când îi cânt o piesă nouă și dorește să o facă, este deschisă la nou și asta apreciez foarte mult la ea. Pe Ana o cunosc din clasa 5-a, de când am venit la liceu de muzică. Și am început să colaborăm, eram bune prietene și în prezent suntem tot așa prietene bune. Ce spui tu de rezultatele ei? Sunt chiar bune și este o elevă talentată, chiar. Și o susțin. Merită să câștigi atâtea premii? Da, merită. Merită, pentru că te face merită. Cum e ca și colega, Ana? Este bună. Este foarte bună. Stau cu ea în bancă și ne ajutăm reciproc. Și sper să rămânem tot așa. Cum o vezi tu pe Ana în viitor, nu știu, peste 20 de ani, să zicem? Cred că o să văd o mare cântăreață și sper să continue și cu pianul, pentru că
îi se potrivește și este păcat să lase ce îi place și... Lumea o aseamănă pe Ana cu cea care era cunoscută drept privighetoarea Banatului, Mariana Drăghicescu. Mie îmi plac toți artiștii de folclor, începând de la, nu știu, Mariana Drăghicescu până la Dragan Muntean, deci din toate zonele. Îmi place să ascult din toate zonele, pentru că fiecare zonă are atracția ei, are frumusețea ei, dar deseori lumea mă compară ca și voce cu Mariana Drăghicescu. Nu știu, eu n-aș spune chiar acest lucru, că vocea mea este asemănătoare, dar dacă lumea așa crede, le mulțumesc de comparație și mă bucur că au această părere. Ai și un compozitor preferat? Din nou, compozitori preferați toți sunt preferații mei, dar de cei mai buni și pe care i-am studiat foarte mult, primul este Johann Sebastian Bach și Grieg, mai ales că este compozitorul pe care l-am reprezentat în Italia. Piesa pe care, una dintre ele pe care am reprezentat-o în Italia, a fost compusă de Edvard Grieg. Cum vedeți pe Teodora pe viitor, peste 20 de ani, să zicem? Peste 20 de ani mi-este greu să spun cum o văd, pentru că ea acum are foarte multe gânduri, am stat foarte mult de vorbă și încă nu este hotărâtă pe care cale să o apuce, pe muzică vocală, pe muzică instrumentală. Se mai gândește, deocamdată merge în paralel cu amândouă. Dar așa cum a spus și domnul profesor Deme Ovidiu, presupun că va deveni o artistă și doresc să devină o artistă foarte bună. Cum te vezi tu peste 20 de ani? Peste 20 de ani, dacă mă ajută Dumnezeu, poate prima dirijoare de orchestră din România, nu știu, mi-aș dori foarte mult, dar știu că necesită foarte multă muncă și seriozitate, trebuie să știi, dacă ești un dirijor, să auzi fiecare instrument în parte, să poți urmări partitura pentru fiecare instrument și să-ți dai seama unde greșește. Deci, totul necesită foarte multă muncă și sper că visul mi se va îndeplini. Și dacă nu, să ajung o pianistă renumită sau o cântăreață de toate genurile, nu numai muzică populară, de toate genurile să cânt, să fiu cea mai bună în tot ceea ce fac.